Transmisiune în premieră aici la Antena 3. Vă arătăm în momentele următoare cum arată dronele de război pe care vrea să le cumpere țara noastră. Colega mea Corina Matlinski, senior editor Antena 3, este în Israel lângă o astfel de dronă și vine de acolo cu informațiile momentului. Te ascultăm, Corina. Suntem la cea mai joasă altitudine, lângă Marea Moarte. Este locul în care israelienii testează aceste drone, inclusiv dronele din categoria a doua NATO pe care România vrea să le achiziționeze. În ceea ce privește dotările, avem aici o cameră panoramică. Ceva mai sus este computerul de bord. În spate sunt două antene satelitare, iar undeva aici, în această zonă, se atașează radarul pe care România îl vrea. O altă cerință a țării noastre este aceea ca aceste drone să decoleze și să aterizeze de pe piste semi-amenajate. Asta înseamnă că nu doar de pe asfalt, ci inclusiv de pe pământ, iarbă sau pietriș.